Doamnelor și domnilor, consilieri, colegi, stimați invitați, vă propun să începem ședința de astăzi. Sunt prezenți, prezența este de 100%, 33 din 33 și cu votul nostru mai sunt invitați 3 colegi sau viitori colegi, iar după vot vom fi 36. Fiind legal constituită, această întâlnire își poate desfășura lucrările. E o ordine de zi bogată, aproape 40 de puncte pe ordinea de zi. Vă doresc o primăvară frumoasă. Suntem la început de primăvară și primii ghiocei au apărut. Vreau să-i felicit colegele noastre, doamnele, mulțumim, care au primit deja gândurile noastre frumoase și să aibă parte de dragoste și prețuire de celor de jur și de colegi. Să-i felicităm pe colegii noștri care și-au sărbătorit ziua de naștere luna aceasta. Este vorba de Marius Văslaru pe 10 februarie. La mulți ani! Și Edu Alexandru Viroșeanu. La mulți ani! Și pentru că astăzi mai e un moment important așa de viața noastră, de suflet. Începe postul Marea Paștelui. Să vă dea Dumnezeu un post ușor, să ne dea Dumnezeu un post ușor și cu mult har. Și pentru că beneficiem aici de prezența preotului Bândoanu, preotul paroc de la Prodoie Onești, vă rog, părinte, dați o bine cuvânt, are o rugăciune de început. Haideți să numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne duce pe noi în ispită, ce ne izbăvește cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează-ne pe noi robii Tăi, binecuvintează pe toți frații și surorile noastre care sunt de față, dăruiește-ne nouă sănătate, ajutor și binecuvântare, bun ușor și Paște bun. Amin. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim, Părinte! Aș vrea să dau citire și celorlalți invitați, pentru de Părintele Protocop Bântoanu, care l-ați ascultat, doamna director Ardeleanu, Lenuța de la Serviciul Județean de Drumuri, Pop Adrian, managerul Spitalului Județean, doamna președinte Chelar Oana, aeroportul George Venescu, Crișmarul Natasha, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei, director executiv, șeful Poliției Locale a Municipiului Iene Constantin, domnul chestor Obișan Vasile, dar cred că nu este, domnul director a Echimaie Vasile, Direcția pentru Agricultură Județeană, doamna Țățaru Daniela, director general de GSPC Bacău, domnul inginer Vasiliu Iulian, șeful secției Bacău, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. De asemenea, sunt colegii noștri, director executiv și șef de servicii din cadrul aparatului propriu. Și cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 27 ianuarie 2017, 2 raport privind activitatea desfășurată de președintele Consiliului Județean Bacău în perioada ianuarie-decembrie 2016,
3. Proiect de privire validarea mandatului de consilier județean al doamnei Cărțescu Roxana Elena. 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Bejan Gheorghe. La 5. Aș veni cu propunerea să aducem de la diverse validarea mandatului de consilier județean al domnului Caudiș Vasile. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor corpuri unei clădiri proprietate publică a județului Stoatele Onești pe strada Adrian Bunescu numărul 1 în favoarea trotoieriei din Onești. 7. Proiect de hotărâre privind administrarea de consum local al Comunei Solta a unui sector din drumul județean DG 117 A din centrul Solomțului până la Poroșnicu Aurel, o lungime totală de 1,85 km. 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Județean în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii de principiu a județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea realizării unui centru de recuperare ambulatorie pentru copii la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, municipiul Bacău, în vederea realizării și implementării proiectului Educația adaptată tuturor din spectrul autism. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului Consiliului Județean Bacău cu Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, în vederea realizării unui proiect în cadrul programului de finanțare romii și fondurile europene. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a persoanei din Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a organigramei și a statului de funcții Regia Autonomă de Copii Internațional George Ionescu. 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil situat în municipiul Bacău, care Mărășești, numărul 6, din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului. 15. Proiect de hotărâre privind plata cotizației de Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Bacău 2017. Am rugămintea ca să treceți telefoanele în mod silențios. 15. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru 2017. Am citit 16 proiecte de privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru 2017. De asemenea, plata cotizației Consiliului Județean către Uniunea Națională a Consiliului Județean de România. 18. Cotizația pentru anul curs la patrimoniul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. De asemenea, cotizația la 19, aprobarea cotizației pentru 2007 la patrimoniul ADIS Bacău. 20, proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale la TOP Bacău. Deci, cotizația anuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2017. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și a masei verzi de pășune pentru 2017 în județul Bacău. Proiect de hotărâre 22 privind validarea domnului Ene Constantin Florin, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău ca membru al acordului în mandatul 2016-2020. 23. Aprobarea devizului general actualizat pentru obiective de investiții și aici următoarele 3-4 sunt obiective de investiții, reabilitare și modernizare drumul județean 119 la Ciucan, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziei general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare drumul județean 123 limită județ Harghita, Valea Usului, Termănești, sector de drum pe o lungime de aproape 6,3 km. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții drumul județean, reabilitare și modernizare drumul județean 253C, Tătărâș-Corbasca. 26. Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drumul județean 117 poduri.
lungime 4,18 km, 27 proiecte de către aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului drumul județean de la Ciucani. La fel, aprobarea ceea ce nu se asigură de la bugetul de stat pentru drumul județean 123, Valea Lusului de Rămânești. 29, de asemenea, asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru drumul județean 252 Tătărești-Pasca. 30, de asemenea, asigurarea din bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul reabilitarea și modernizarea drumului județean 117 poduri în cadrul PNDL-ului. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic și a obiectivului de investiții, lucrări de reparație, capital, amenajare, extindere și reabilitare termică a clădirii Spital Vechi. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. 33. Proiectul de hotărâre aprobare indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru reabilitare termică pavilion asistați. 34. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații capitale în clădire centru școlar municipiul Bacău. 35. Proiectul de aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădire centru școlar în programul, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 36. E vorba de atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 37. Actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee din județ. 38. Raport asupra eficienței activității Inspectoratului de Poliție Județeană în 2016. 39 diverse, iar la diverse s-au propus după publicarea ordinii de zi în ziarul cotidian local proiectul de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al directorului general adjunct asistenței sociale al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, proiect de hotărâre privind numirea directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Protecția Copilului Bacău. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este? Vă mulțumesc. Am să dau cuvântul acum doamnei secretar de județul doamnei Nazară. Potrivit prevederilor articolului 42 alineatul 5, coroborat cu articolul 98 din Legea Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, solicităm domnului președinte să supună spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 27 ianuarie 2017. Da, mulțumesc. Vă supun spre aprobare procesul verbal. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Înainte de a trece la următorul punct al ordinii de zi, am invitat aici pe domnul inginer Vasiliul, pentru că e o problemă care noi am discutat-o în ultimele două ședințe, legat de podul de peste Trotuș la intrarea în Onești. Vreau să nu facem din asta o dezbatere politică sau o discuție politică, vreau să ne unim cu toții eforturile pentru acest demers. S-a făcut, să știți, până acum tot ceea ce se poate pentru a fi transferat și a fi preluat de către Ministerul Transportului. Am primit un aviz pozitiv, a primit primăria municipiului Onești și vreau să sprijinim primarul municipiului Onești în acest demers. Pentru că
Pe fondurile proprii ale municipiului, deocamdată, nu sunt resurse suficiente și trebuie să identificăm alte resurse. Problema este alta. Problema este că, deși este în administrarea municipiului Onești, nu există la ora actuală nicio documentație pe care să, chiar dacă mâine identificăm sursa de finanțare, noi nu, sau primăria Onești, nu are documentația pregătită. Deci administrațiile, știu, sau în vechiul mandat al administrației municipale ar fi trebuit să facă aceste demersuri, să avem o documentație și o documentație tehnico-economică aprobată. Deci cam așa stau lucrurile. Dacă o să fie ceva interpelare din partea noastră, domnul inginer este aici și vă stă la dispoziție. Nu a făcut altceva decât să confirme că, într-adevăr, starea podului este precară și că necesită intervenții în regim de urgență. Raportul privind activitatea... Să înțeleg, domnul președinte, că chiar dezbate problema podului? Acum sau? Nu. A fost un mesaj în care se ne gândim de podului, pentru că au fost discuții pe tema asta și am zis că o avem în actualitate și este prioritar pentru toți. Și ce facem? Atâta o avem în atenție? Nu. Nu trebuie să facem ceva mai mult. Știți foarte bine că în ședința din 29 decembrie am inițiat o petiție adresată prin ministrul atunci la domnul Cioloș și niște transporturi pe care ne alăturam Consiliului Local Onești pentru îndemersul lor de a transfera administrarea podului către Ministerul Transportului. Domnul Consiliu Județean, atunci când ați făcut interpelarea, era deja venită adresa de transfer, de acceptare a transferului la Ministerul Transportului. Aveți dreptate, era o adresă pe care se confirma solicitarea municipiului Onești, dar nu era confirmat și transferul administrării. Pentru că, în continuare, este în administrarea Oneștiului. Și cred eu că acel demers care l-am inițiat atunci ar trebui reluat. Acea petiție care am formulat-o să fie semnată de toți consilierii și cu aceea, alături de ceea ce a făcut Consiliul Local, să mergem către primul ministru și către Ministerul Transporturilor. Din câte am înțeles în discuțiile cu primăria Onești, ministerul este de acord, în schimb se opune regionala de drumuri și poduri Iași, ceea ce este așa de neînțeles. O unitate subalternă să se opună. De aceea, vă rog, nu tratăm de oficialist, nici nu aveam acea intenție, chiar dacă dumneavoastră ați făcut apelul. Știți foarte bine că ne-am făcut un amendament și la legea bugetului. Din nefericire, colegii parlamentari din coaliția de guvernare n-au reușit să-și convingă pe ceilalți colegi să se pună majoritatea. Știu că au votat parlamentarii totuși cu toții acest amendament, dar nu au fost la fel de convingători și pentru majoritatea colegilor. Nu facem din asta un titlu de glorie, noi am vrut chiar să fie problema rezolvată, pentru că eram conștienți de pericolul și acestui stări, acestui port, și de nefericire ne-a fost confirmat, așa cum bine știți. Acum o săptămână a fost județul Bacău a fost vedetă media la capitoluri negative din faptul că a căzut o bucată din pod. Și dacă nu se acționează urgent, riscăm nu numai județul să fie rupt în două, ci Moldova să fie izolată, pentru că știți foarte bine că mare parte din cei care tranzitează pe acest drum vin din județul Moldovei și merg către vest. Ce e de spus? Am văzut la Consiliul Local Onești, la primărie, au inițiat demersuri, o corespondență cu Ministerul Dezvoltării în încercarea de a găsi acolo finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală. În opinia mea, este o abordare care nu rezolvă în scurt timp această problemă și cel mai potrivit lucru ar fi, așa cum a spus domnul președinte, adresat primul ministru, mers chiar la primul ministru, pentru că fondurile care pot fi găsite acum de urgență se află la dispoziția primului ministru, așa cum știți, are un fond de rezervă. Da. De aceea, revin încă o dată,
să semnăm acea petiție, în armat pe acea petiție, împreună cu autoritățile locale oneștene, mers de urgență la primul ministru pentru a rezolva problema. Mulțumesc! Vă rog, domnule consilier județean, nu vine decât să întărească toate eforturile pe care le facem. Deci, mâine va fi prezent în Bacău doamna viceprim-ministru Sevil Șaide, în care vom discuta și aspectul ăsta pentru celelalte și, mai mult decât atât, va fi prezent în partea a doua a lunii, între 15, 20, 25 martie, ministrul transporturilor, tot în urma eforturilor făcute de către domnul parlamentar de Bacău, din domnul senator Benea. Așa că vom discuta concret aici, până atunci să facem toate demersurile, să avem toate documentele făcute. Eu spuneam că chiar dacă identificăm sursa de finanțare, într-o parte sau în alta, trebuia făcut o documentație și din păcate asta nu am găsit-o și nu are nici primăria din Bacău. Dar la prezența domnului ministru să discutăm concret despre aspectele astea și vă invit mâine la întâlnirea cu doamna viceprim-ministru, doamna Sevil Șaide. Punctul 2 al ordinii de zi. Domnul inginer, vă mulțumesc, domnul Vasiliu. Puteți merge. Da, să aduci prezența domnului Chestor Copișan. De raportul privind activitatea desfășurată de președintele Consiliului Județean Bacău în perioada ianuarie-decembrie 2016, este un material amplu peste 300 de pagini pe care dumneavoastră l-ați primit pe, în format electronic pe tabletă. Pe ecran aveți câteva slide-uri, este doar o sinteză a activității desfășurate în această perioadă, atât de mandatul domnului președinte Benea, care s-a încheiat pe 23 iunie, cât și mandatul actual, până la finalul anului, sunt Consiliul Județean s-a întâlnit în 18 ședințe, din care 12 au fost ordinare și 5 extraordinare, una plin de constituire, au fost promovate peste 200 de hotărâri de Consiliul Județean. Aici, în această sinteză, o să trecem mai departe, aveți principalele obiective și principalele proiecte și obiective care s-au finalizat în cea de-a doua parte a anului trecut, după 23 iunie, pe fiecare domeniu parte, pe atât în domeniul infrastructurii, în domeniul sănătății, în domeniul cultural și educațional, în domeniul social, cât și în ceea ce privește promovarea județului. Toate aceste proiecte, toate aceste obiective, nu vin decât să mai facem, să zicem, un pas spre de îmbunătățirea calității vieții și de dezvoltare a județului. Și de asemenea, tot ce ați văzut pe ordinea de zi astăzi, foarte multe obiective care țin de infrastructură, care țin de obiective din domeniul sănătății sau social, vin și cred că e cel mai frumos mărțișor pe care putem să-l oferim cetățenilor județului Bacău prin hotărârile și deciziile pe care le vom lua noi astăzi. Cu permisiunea dumneavoastră, o să trec la punctul 3 al ordinii de zi. Presa are acces la raportul de activitate detaliat, deci îl puteți lua și dacă mai sunt ceva întrebări, puteți să faceți. Trecem la punctul 3, 4 și 5. Da? O să rog pe doamna secretara județului. Consiliul Județean Bacău, întâlnit în ședința ordinară luna februarie 2017, având în vedere prevederile articolului 90, raportat la articolul 32, articolul 31 alineatul 3 și articolul 31 indice 1 alineatul 1 din legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare și articolul 100 alineatul 33 din legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
Luând în considerare hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 200 din 28-2016 privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei Șocan Teodora, ținând seama de adresa Partidului Social Democrat Fidela Bacău numărul 36 din 2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 1550 din 2017, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Județean Bacău, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al doamnei Hărțescu Roxana Elena, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016, în temeiul articolului 97 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Hărțescu Roxana Elena, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cel interesat la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședință. Cu data intrării în vigoare a prezentei, doamna Hărțescu Roxana Elena va face parte ca membru din Comisia de Specialitate a Consiliului Județean Bacău din domeniul educației, culturii, artă și religii. Prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului județului Bacău, Partidului Social Democrat Filiala Bacău, persoanele legalizate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da, conform procedurii, supunem aprobării validării mandatului prin votul nostru, după care te pune și rău. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna Roxana Elena Hărțescu, vă rog să veniți aici. Să mine cu mâna pe Biblie și Constituție să ne pune și rău. Noi ne ridicăm în picioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa se mă ajută Dumnezeu. Din Legea Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și articolul 100, alineatul 33 din Legea 115/2015, luând în considerare hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 201 din 2016, privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Florin Bunel, ținând seama de adresa Partidului Social Democrat, filiala Bacău, numărul 37 din 2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 1557 din 2017, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Județean Bacău, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Benjan Gheorghe, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016, în temeiul articolului 97 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, hotărăște. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Bejan Gheorghe, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2016. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cel interesat la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședință. Cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul Bejan Gheorghe
Va face parte ca membru din Comisia de Specialitate a Consiliului Județean Bacău din domeniul economic. Prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului județului Bacău, Partidului Social Democrat Filiala Bacău, persoanei nominalizate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Supun la vot validarea. Cine este pentru? Mulțumesc. Îl invit pe domnul Dejan Gheorghe pentru care pune cuvântul. Subsemnatul Dejan Gheorghe, consilier în Consiliul Județean Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 90, raportat la articolul 32, aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 202 din 2016, privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Lișanu Claudiu Augustin, ținând seama de adresa Partidului Social Democrat Filiala Bacău numărul 54 din 2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 3050 din 2017, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Județean Bacău, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Cautiș Vasile, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale de 5 iunie 2016, în temeiul articolului 97 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale Republicată, hotărăște. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Cautiș Vasile, supleant pe lista Partidului Social Democrat, la alegerile locale de 5 iunie 2016. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cel interesat la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare în cazul absenței de la ședință. Cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul Cautiș Vasile va face parte ca membru din Comisia de Specialitate a Consiliului Județean Bacău din domeniul urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice. Prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului județului Bacău, Partidului Social Democrat Filiala Bacău, persoanei nominalizate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Vă supun aprobării validarea. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Cautiș, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna
Am microfon. Lumea, ținând cont că domnul Cautis și Vasile este profesor, doamna Hârgescu este medic, dânsii chiar a convenit și ar dori să facă schimb, dacă se poate, și tot astăzi, în cadrul comisiei. Domnul Cautis să vină la învățământ și doamna Hârgescu, care e medic, la sănătate sau la... sau la urbanism, adică nu știu dacă... Da, sigur că da. Suntem mai potrivit și dăm eficiența maximă. Așa, dacă... Vă supun la vot propunerea, pentru că așa a fost în locul lui Polistescu. Vă supun la vot cine este pentru această propunere. Această rocadă a doamnei, încă o dată, doamna Hârgescu, doamna consilier Hârgescu, în comisia... De urbanism, rămâne... De... Ar trebui la sănătate, da. Și domnul profesor? Să vină la învățământ. Păi Comisia de Învățământ și Cultură. Comisia de Învățământ și Cultură. Supunem la tot cine este. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abține. Mulțumesc că a fost. Punctul 5 al ordinii de zi. Vă rog, domnilor colegi, avem o ședință lungă și cu sprijinul dumneavoastră putem face să fie și operativ. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor corpuri de asupra unor corpuri a unei clădiri proprietate publică a județului Bacău, situată în Onești, strada Andreea Ponescu, în favoarea hotărârii Onești. Protoieria Onești a solicitat în decembrie 2016 darea în folosință gratuită a unor spații pe raza municipiului Onești și a identificat în acest sens pavilioane 2, 3 și 4 destinate activităților întreprinse la Centrul de Servicii Sociale Alexandra Onești. Cererea este motivată de faptul că protoieria Onești nu are un spațiu care să deservească volumul mare de activități desfășurate în domeniul cultural, educativ, social, filantropic, religios sau pe cele care țin de administrarea unităților bisericești subordonate. Precizăm de asemenea că Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și-a exprimat acordul în vederea construirii dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea hotărârii Onești asupra pavilionelor 2 și 3 și a precizat că pavilionul 4 este folosit în prezent de către Centrul de Servicii Sociale Alexandra din Onești cu destinația de magazie, îmbrăcăminte, produse de igienă personală și curățenie. De altfel, spațiile respective, în urma reorganizării centrului de acolo și a restructurării, prin crearea de case de tip familial și a unui centru de recuperare în care să beneficieze atât copiii și tinerii din sistemul de protecție, cât și cei din comunitate, astăzi numărul de beneficiarilor cel mai mare este cel din comunitate, au rămas spațiile respective libere. Conservarea, știți foarte bine că este costisitoare. Am încercat, eram directul la direcție, să găsim surse finanțare să facem alte proiecte. Clădirea fiind veche, nu am găsit o sursă de finanțare, costurile fiind destul de mari. Venind această solicitare, Consiliul Județean, conform legii administrației publice locale, poate da în folosință gratuită pe termen limitat bunurile imobile proprietate publică județeană, persoană juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de beneficiu sau de utilitate publică. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor corpuri a clădirii proprietate publică a județului Bacău, situată în strada Onești, în municipiul Onești, adresa mai sus menționată, în favoarea protoieriei din Onești. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, abțineri.
unanimitate a fost aprobat. Părinte Procopoc, vă mulțumim și să vă așteptăm. Dumnezeu să facem ceea ce v-ați propus acolo. Trecem la următorul punct al ordinii zi. Mulțumim și noi. Privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Solonț a unui sector de drum județean DJ117A. Așa cum rezultă din raportul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, solicitarea pentru preluarea temporară a fost formulată în vederea posibilității executării unor lucrări de reabilitare și modernizare prin asfaltarea acestui sector de drum prin Programul Național de Dezvoltare Locală până la data recepției finale. Așadar, tot prin raportul mai sus precizat, Serviciul Județean de Drumuri, în calitatea sa de administrator, și exprimă acordul cu privire la darea de administrare a acestui sector de drum până la efectuarea recepției finale a lucrării. Facem precizarea că, după realizarea recepției finale, se va întoarce la administrarea Serviciului Județean de Drumuri Bacău. Având în vedere cele prezentate și documentația pe care dumneavoastră ați avut-o la mapă și avizul comisiilor de specialitate, vă supun spre aprobare, spre adoptare proiectului de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Solonț acestui sector de drum județean 117A pe o lungime totală de 1,850 km. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, da, nu vă supun spre aprobare. Cine este venit? Vă mulțumesc. Unanimitatea a fost aprobat. Trecem la următorul punct. 8. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Aspecte Educaționale Bacău. Aveți materialul la mapă, să fac o foarte scurtă sinteză. Este vorba de o modificare a unui act normativ și a unui ordin al Ministrului Muncii din decembrie 2016, în sensul că, modificând puțin structura comisiei, comisia mai un reprezentant al societății civile în calitate de observator. Ca atare, în baza acestui ordin al Ministrului, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, din cadrul Inspectoratului Școlar, ne-a solicitat să numim un reprezentant. Reprezentantul nostru până în prezent a fost doamna Consiliul Județean Coșa Maricica, care îi mulțumim pentru și dacă sunt propuneri în acest sens. Votul este secret. Există, aveți buletinul, da? Mulțumesc. Aștept propuneri. Doamna Consilier Coșa, vă rog. În partea lucrurilor, am de propun că vă mulțumesc cu Vasile. Vă rog să notați. Da, dacă mai sunt alte propuneri. Da, ce nu? Da, corect, procedura trebuie să o respectăm. Vă rog să mergeți cu proiectul de video. Da, pregătiți. Noi mergem mai departe, da? La punctul 8, am rugămintea la dumneavoastră, dacă sunteți de acord, punctul 31, pentru că e legat de tot de sănătate, de spital și de managem aici și are anumite activități și atunci am vrea să aducem și 39 de 8, să le discutăm unul după altul. Sunteți de acord? Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Punctul 8. Punctul 9, pardon. 9. Spitalul Județean solicită și fundamentează înființarea unui centru de recuperare ambulatorii pentru copii de lângă Spitalul Județean de Urgență Bacău prin intermediul unei asociații cu municipiul Bacău.
Solicitarea privește la prezentul în prezent, regiunea Nord-Est nu oferă suficiente mijloace moderne de investigare și tratament pentru copii care au nevoie de recuperare eficientă în afecțiuni congenitale, cronice sau post-spitalizare. Părinții apelează deseori la cabinete sau centre private. Resursele financiare știți foarte bine, fiind și cele care asigură echilibru în familie, în contextul în care asigurări de sănătate pot acoperi multe din aceste cheltuieli. Și în memorul care îl aveți și dumneavoastră la mapă, referitor la ființarea acestui centru, este trecut toate obiectivele și care e scopul principal. Totodată, prin același document, se arată că organizarea și dotările centrului de recuperare pentru copii a vizat atingerea următoarelor obiective, posibilită ține moderne de evaluare și diagnoza capacității funcționale a tuturor componentelor prin pentru integrarea și adaptarea la nivelul de viață a copilului, atât din punct de vedere fizic, mental și psihic, creșterea accesibilității la programe de recuperare pe multidisciplinare, medic, psiholog, clinoterapeut, terapeut ocupațional, asistent social, asigurarea calității tuturor serviciilor, astfel încât să se obțină reducerea timpului de recuperare, sustenabilizarea rezultatelor clinice prin creșterea nivelului de independență a copilului în activități zilnice desfășurate în familie și în afara acesteia, incluziunea socială și profesională ulterioară. Asigurarea serviciilor suport pentru familiile cu copii care au afecțiuni cronice, consiliere medicală, psihologică și pentru proiectarea adaptării mediului la potențialul activ al copilului. De asemenea, contractul facem precizarea, contractul de asociere va fi supus aprobării după ce Consiliul Județean își va da votul, va fi supus și în Consiliul Local, Bacău, municipiul Bacău venind cu sursa de finanțare, ăsta este și scopul acestei asocieri, după ce obține sigur Spitalul Județean avizele necesare. Față de cele prezentate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind asocierea de principiu al județului cu municipiul Bacău în vederea realizării acestui obiectiv, acestui serviciu. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Ce place de al este vorba de aprobarea indicatorului tehnico-economic ai proiectului lucrări de reparație capitală, amenajare, extindere și reabilitare termică clădire Spital Vechi. Chiar la ultima ședință a fost o interpelare din partea dumneavoastră vis-a-vis de anumite secții care nu mai îndeplinesc standardele și condițiile de acolo datorită și a clădirii care se află într-o situație deplorabilă și care e în funcțiune din 1906, istoric, în decursul timpului, clădirea a suferit mai multe intervenții, dar nu s-au pus la activă documentații privind intervențiile efectuate în timp asupra clădirii, astfel că nu se poate preciza când au fost realizate aceste intervenții. Necesită măsuri urgente de reparație capitală, amenajare, refacerea instalațiilor și finisare, precum și măsuri de proiecte pentru reabilitarea funcțională în vederea realizării nivelelor maxime de performanță prevăzute de legislația de specialitate și a ordinului ministru privind condițiile de bază și standardele minime obligatorii. Este vorba de locația și spitalul unde funcționează astăzi psihiatria, oncologia, infecțioase adulți, ORL-ul, HIV, și farmacia spitalului. Nu este clădire de patrimoniu să propună a fi executate acolo următoarele tipuri de lucrări. Lucrări de intervenție impusă prin expertiza tehnică, lucrări de reparații și amenajări, lucrări de demolare și reconstrucție, lucrări de arhitectură, lucrări de amenajare exterioară și sistematizare,
lucrări de instalații electrice interioare, de fluide medicale, sanitare interioare termice și de condiționare aerului cu curent slab, de desfumare cu utilități, rețele, branșament. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 6 milioane de euro, din care construcții montaj 4.570. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobare adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la acest proiect. Este o investiție destul de mare, identificat să zicem și sursa de finanțare. Vrem să, datorită experienței pozitive pe care am avut-o cu secția de radioterapie, care s-a realizat un timp record, am putea spune, comparativ cu celelalte lucrări, prin Compania Națională de Investiții. Asta este sinemersul pe care dorim să le facem. Dacă sunt intervenții. Vă rog, domnul consilier Odeanu. Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat să văd că în cadrul proiectului 31 este acum probabil pe vremurile notare, la fel ca și la proiectul 33 și 34, probabil așa vor căpăta numele celelalte proiecte pe vremurile notare, sunt prevăzute lucrări de reabilitate tehnică, pentru că în felul ăsta crește performanța energetică a clădirilor, cu consecințe benefice pentru cei care scătează, prin faptul că scad cheltuielile de exploatare și, totodată, crește gradul de confort pentru beneficiar. Studiind cu atenție calitatea, specializarea care am de manager energetic pentru comunități urbane, aș vrea să fac totuși câteva observații și recomandări referitoare la aceste proiecte, la lucrurile care sunt prevăzute. În primul rând, aș vrea să văd în documentație menționată clasa energetică a clădirii înainte de reabilitare, deci în situația actuală și după, pentru a vedea progresul, câștigul obținut prin aceste lucrări. Pe de altă parte, având în vedere statutul lor de clădiri publice, aș recomanda să solicităm proiectanților și executanților să folosească materiale izolatoare mai prietenoase cu mediul și sănătatea beneficiarilor, respectiv materiale organic-naturale, care să aibă, în acelă compoziție, să nu se regăsească compuși organici volatili. E vorba de vată bazaltică, de cânepă, de celuloză și alte materiale care întunesc aceste condiții menționate. Totodată, am sesizat o abordare diferită la cei trei proiectanți sau cei care au întocmit studiile și în privința dosinii și în privința materialelor. De aceea aș recomanda să se folosească, să se reabiliteze utilizând un material de izolator în dosine în strat de 15 cm minim pentru a crește substanțial performanța energetică, pentru că nu știu dacă mai prindem noi în viața asta o nouă reabilitare în aceste clădiri. Și dacă facem o treabă, să facem temenii serios. Aceste recomandări, vă spuneam, sunt valabile și pentru celelalte două proiecte, 33 și 34. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier. Și am văzut și eu, o să-i dau cuvântul doamnei director, am văzut că la lucrări impresie, prin expertiza tehnică, se face referire și la acest vizie energetic, probabil, dacă cu siguranță se va impune. Doamna director Gireadă? Există audit energetic elaborat, alături de expertiza tehnică pentru fiecare imobil, iar soluțiile abordate în documentație au fost cele generate de concluzia auditului energetic pentru fiecare imobil. Putem să vă punem la dispoziție documentația propusă. Mulțumesc că puteți discuta cu specialiștii și recomandarea. Sigur. Mai ales că se găsesc într-un ghid al Afinei, exact. Mulțumesc. Da, și noi mulțumim. Consilier, dacă mai sunt alte discuții, intervenții pe marginea măteau, dacă nu, vă supun spre aprobare indicatoarele tehnico-economice. Cine este pentru? Mulțumesc.
Împotrivă, abțineri, unanimitatea a fost aprobat. Domnul manager, puteți merge. Doamna, vă rog să împărțiți buletinele pentru votul ăla. Da? Mergem mai departe la următorul punct al ordinii de zi. Deci eu să privesc buletinele de vot. Asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău, vederea realizării și implementării proiectului educației adaptată tulburărilor din spectrul autism. Aici să știți că în ultimii ani nu există o cauză, sau o singură cauză. Sunt din ce în ce mai multe cazuri cu copii, de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autism. Asta e realitatea, fie că vorbim de școli speciale, fie că vorbim de școli de masă, nu sunt pregătite sau nu sunt care pregătite să facă față și să lucreze cu aceștia, pentru că costurile sunt destul de mari, se lucrează individual unul la unul, iar numărul limitat de specialiști care să lucreze cu astfel de copii, de resursele limitate, precum și numărul limitat de centri. Numai în primul semestru al anului 2016, fiind înregistrat un număr de 63 cazuri noi. Sub aspectul serviciilor sociale destinate copiilor cu autism, menționăm că în prezent, la nivel județean, funcționează un serviciu aflat în structura Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și două servicii dezvoltate de organizații neguvernamentale. La nivelul direcției, în primul semestru al 2016, au beneficiat de servicii de consiliere, evaluare psihologică, intervenții specifice în cadrul compartimentului de consiliere pentru persoanele din spectru autism, un număr de 82 de copii au beneficiat și părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Am avut discuție cu directorii centrelor, cu domnul profesor Năstacu, și de la centrul de inclusiune numărul 1. Am discutat și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, am discutat și cu reprezentanții părinților, asociației părinților a căror copii sunt cu autism și am găsit o soluție, ca să zic așa, cât mai rapidă de a rezolva această problemă sau de a îmbunătăți, să zicem, calitatea serviciilor. Pentru că, în primul rând, este nevoie de o dotare, o dotare specifică cu, și clasele trebuie dotate în acest sens. Primăria municipiului Bacău a zis că, am studiat la domnul primar, inițiază un proiect dotare și a zis că a găsit suma necesară pentru cei care sunt în municipiul, să dotăm clasele necesare, să beneficieze toți copiii, și să vedem ce facem după aceea în celelalte două, trei puncte. Am dorit și în Moinești și în Onești să facem niște centre ca să nu mai fi nevoie să deplaseze acești copii. Astăzi, la serviciile pe care le avem, în afară de solicitările din județ, sunt solicitări și din județele limitrofe. Atât pe serviciile din ONG-uri, cât și serviciile care le avem noi și care sunt insuficiente. Drept pentru care am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de lucrări privind asocierea județului Bacău cu municipiul, care resursa principală vine de la municipiul Bacău. Noi ne vom ocupa de partea de formare a personalului și ca atare este vorba așa, de 7 clase de copii, 33 de copii și bine diagnosticați cu tulburări din spectrul autism, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani de la școala gimnazială specială Maria Montessori Bacău, 30 de elevi din spectru autism, de 6 clase, cu vârste cuprinse de 6 și 18, la centrul de educație inclusivă numărul 1 Bacău, personalul didactic care lucrează cu grupul țintă din proiect, respectiv 25 de profesori de la Maria Montessori și 25 de profesori de la centrul de educație inclusivă. Bugetul total estimat 185.180 de lei, din care se solicită în Consiliul Județean suma de 45.000, necesară pentru cheltuielile privind formarea profesională. 22.500 pentru școala gimnazială Montessori și 22.500 pentru centrul școlar de educație inclusivă numărul 1. Diferența de 140.180 va fi suportată de către municipiul Bacău și reprezintă cheltuieli cu dotarea
materiale didactice a 13 clase din cele 9 școli speciale, precum și dotarea cu mobilier modular, adaptat nevoilor speciale ale beneficiarilor. Vă supun spre adoptarea acest proiect de hotărâre privind asocierea județului cu municipiul Bacău, vederea realizării acestui proiect. Discuții, dacă sunt, sau intervenții de margine a acestui material. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Unanimitatea a fost aprobat. Buletinele. Deci mulțumim. Deci ați primit buletinele de vot. Comisia de orientare. Deci opțiunea se exprimă prin da în dreptul candidatului, în dreptul candidatului propus. Sigur, nu sunt de acord. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Comisia de numărare a voturilor să-și facă datorie. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului Consiliului Județean cu Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună în vederea realizării unui proiect în programul de finanțare român și fonduri europene. Fundația aceasta împreună, Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună, e o colaborare mai mult de un an de zile împreună cu UNICEF, e vorba de proiectul acela derulat cu UNICEF-ul, servicii integrate la nivel de comunitate, iar prin evaluarea celor 45 de comunități care vizează serviciile pentru copii, au fost identificate și alte tipuri de nevoi. Acolo nu e vorba numai de copii, în familie, e vorba și de tineri, e vorba și de adulți, e vorba și de persoana vârstnică. Și această asociație s-a alăturat acestui proiect și vine să acopere o anumită nevoie. S-a identificat că sursa financiară, e vorba de programe de finanțare, și nu solicită nicio contribuție financiară din partea Consiliului Județean, ci acest parteneriat pentru a putea accesa fondurile și ne-a acoperit o nevoie care o avem noi la nivelul anumitor comunități din județul Bacău. Cam asta este pe scurt așa sinteza acestei expuneri de motive și vă supun spre aprobare acest proiect de încheiere a parteneriatului. Cine, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Vă mulțumesc. Am să-i dau cuvântul doamnei director Sava Anca pentru a prezenta, cred că, următoarele două puncte ale ordinii de zi. E vorba de aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea organigramei și statul de funcție pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanei. Este invitată aici și doamna de Părcășma. Vă rog, doamne director. Mulțumesc. Conducerea Direcției Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău am propus spre aprobare regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții. Față de structura organizatorică actuală, cuprinzând un număr total de 47 de posturi, propunerea de modificare vizează un număr total de 50 de posturi, prin înființarea două funcții publice la serviciul de stare civilă și la biroul de evidență persoanelor, precum și înființarea unui post contractual de execuție de funcționar activat la serviciul de stare civilă. De asemenea, s-a propus și transformarea postului contractual de execuție de referență numai în funcția publică de execuție referent clasa de general superior, precum și transformarea gradului profesional la postul actual de execuție vacant de inspector din gradul normal în grad de votat. Aceste propuneri s-au efectuat la de vedere și adresa instituției prefectului județului Bacău, privind numărul maxim de posturi al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău pe anul 2016. Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date privind regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcție al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău, precum și avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind funcțiile publice ale aceleiași direcții, considerăm necesară și oportună aprobarea acestui proiect. Mulțumesc, doamnă director. Dacă sunt intervenții în acest punct al ordinii de zi, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este
Pentru? Mulțumesc. Ținere împotrivă. Ducem la următorul punct al ordinii de zi. Domnul director Sava, vă rog. Consiliul de administrație al Delegiei Autonome Aeroportul Internațional George Iescu a fundamentat și a propus aprobarea reglamentului de organizare și de funcționare a organigramei și a statului de funcție, așa cum a fost aprobat de ședința Consiliului de Administrație din februarie 2017. În structura organizatorică s-a propus un număr total de 142 de posturi, din care 15 de conducere și 127 de execuție. Propunerile de modificare a structurii organizatorice au avut în vedere concluziile preliminare ale raportului de audit emis de Autoritatea Aeronautică și de Română, în februarie 2017, referitoare la personal, în cadrul proiectului de conversie a certificatului de aerodrom, cât și schimbări de majore care vor interveni în prima jumătate a anului 2017, odată cu datele de exploatare a noului terminal, având în vedere și evenimentele internaționale pe linie de securitate aeroportuară. Astfel, modificările vizează în principal reorganizarea și consolidarea autobuzului compartimentului de a serviciului de securitate aeroportuară și documente clasificate, a serviciului energetic, automatizări și comunicații, a atelierului de mijloace tehnice aeroportuare, a serviciului de deservire aeronave compartimentului de aeronave. De asemenea, s-a avut în vedere și înființarea atelierului de antrenanță aerodrom, a compartimentului știri și tehnologie și a compartimentului de salvare aeroportuară și schimbere incendiu. Față de cele prezentate, considerăm necesar. Vă mulțumesc, domnul director, dacă sunt intervenții cu marginea acestui proiect. Dacă nu, vă supun cele prezentate. Cine este pentru? Mulțumesc, după primul ține. S-a făcut totalitate. Comisia de număr a votul și-a încheiat misiunea. Vă dau cuvântul, domnul proces verbal încheiat astăzi, 27.2.2017, cu ocazia numărării voturilor exprimate prin desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău, Comisia de Orientare Școlară și Profesională din statul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. În urma numărării voturilor, la vot au participat 36 de consilieri din 36, iar rezultatul este următorul. Domnul Cumulescu Vasile a obținut 36 de voturi favorabile, un vot împotrivă și 32 de voturi valabile, 32 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 voturi nulle. Da. Mulțumesc mult de tot. Felicitări și mult succes, domnul. Aveți o misiune nu grea, dar delicată. Și vă alăturați proiectului care l-am aprobat mai înainte, cu multe sări, să-l sprijiniți în continuare, care a prezentat al nostru acolo. Mulțumesc mult de tot. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Trecerea unui bun imobil situat în municipiul Bacău, Calea Mărășești, numărul 6, din domeniul public al județului, domeniul public al municipiului. Este vorba de locația sau clădirea și terenul aferent unde a funcționat Direcția de Taxe și Impozite Locale, având ca motivații demersurile susținute ale municipalității pentru găsirea unor soluții adecvate când desfășoară activitățile instituției într-un spațiu corespunzător, respectiv extinderea primăriei, precum și pentru acoperirea necesarului de locuri de parcare. A solicitat județului trecerea acestui imobil din domeniul public al județului în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local. Precizăm că, așa cum a fost noastră în mapă, documente care le aveți, că legea 213, articolul 9, alineatul 3, trecerea unui bun, citez, trecerea unui bun din domeniul public al județului, în domeniul public al unei entități administrative teritoriale, terasa teritorială a județului, respectiv, se face la cererea Consiliului Local prin hotărârea Consiliului Județean, declarându-se din bun de interes public județean în bun de interes public local. Dispun, trebuie să mai menționez că dispun de resurse financiare, precum și bunuri de proprietate sau privată ale comunităților municipiilor, în conformitate cu principiul autonomiei locale și față de ceea ce aveți dumneavoastră la mapă, cu toate datele de identificare și anexa
documentație, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea acestui bun imobil situat în municipiul Bacău, la adresa menționată, din domeniul public, în domeniul județului, în domeniul public al municipiului. Dacă sunt intervenții primare în acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Unanimitatea a fost aprobat. Trecem mai departe. Mai departe, se referă la drepturile noastre pe care le avem în diferite, organisme, la nivel de regiuni sau asociații profesionale. Este vorba de contribuția sau cotizația Consiliului Județean către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Ea este anuală, este stabilită pe baza numărului de locuitori, comunicat de Institutul Național de Statistică, iar nivelul contribuției stabilit pentru 2017 este un cuantum de 1.484.000 de lei. Ea a fost aprobat acest cuantum și în Consiliul pentru Dezvoltare Regională din decembrie, alături de celelalte 5 județe din regiune. Dacă sunt discuții, dar nu vă supun spre acum. Cine este? Mulțumesc. O altă cotizație a județului Bacău către Asociația Dezvoltare Intercomunitare Euronest pentru anul 2017. Reprezentanții membrilor fondatori, acestea au stabilit prin hotărârea din 2015 cuantumul cotizației pentru 2007. Cuantumul cotizației pentru 2007 a fost stabilit la 0,04 euro pe locuitor pentru fiecare membru fondator, județul Bacău, urmând să plătească 24.004,80 euro. La stabilirea cotizației au în vedere datele furnizate de INS pentru a privi populația din regiune. Vă supun spre aprobare proiectul privind cotizația la Euronet. Cine este pentru? Vă mulțumesc. O altă cotizație a Consiliului Județean către UNCJR. În 2017, la fel, s-a calculat în baza numărului de locuitori comunicat de INS la nivelul de 0,165 de ron pe locuitori. Ca urmare, Consiliul Județean Bacău revine obligația de cel de la 2017 asume 922.917.000 lei. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. O altă cotizație către ABIC Bacău. Da. În expunerea de motive, patrimoniul asociației cotizația fiind stabilită în mod diferențiat, după cum urmează pentru județul Bacău, pentru localității de rang 1, și că vreau să fac o mențiune aici, trebuie să stabilim în comisie față de materialul care l-aveți dumneavoastră, este doar o eroare, nu? Da. Pentru județul Bacău 400.000 de lei, pentru localității de rang 1, municipiul Bacău nu este 250.000, ci 400.000 de lei, au venit vineri mențiunea. Așa, pentru rang 3, localității de rang 3, rămân cele care sunt în material. 20.000, 3.000, 1.000 și 100 pentru comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare. Pentru cât nivelul investițiilor crește anul ăsta semnificativ, automat asta a fost și motivată creșterea cotizației în funcție de investițiile ce urmează să facă acolo. Dacă e necesar anumite informații suplimentare, am să-l rog pe domnul consilier Ciobăniță să o facă. Vă rog. Da, deci, începând de anul acesta, vor demara 41 de noi investiții, în mare majoritate în comunele cu peste 2000 de locuitori, ceea ce înseamnă că aceste investiții vor trebui monitorizate
din această cauză în ședința ADIP din luna noiembrie anului trecut. S-a modificat, s-a mărit organigrama, mărindu-se numărul persoanelor din aparatul tehnic care se poate urmări și monitoriza aceste investiții. În același timp, vor fi cheltuieli mult mai mari cu deplasările. Până în momentul actual, știți că s-au investit doar în orașele mari, deci în 5 puncte. De acum urmează 41 de localități unde lucrările de supravegheate. Da, mulțumesc. Probabil într-o, eu știu, următoare ședință sau următoare ședință să venim și cu master planul pe apă și canalizare în partea noastră să-l aprobăm. În urma aprobării master planul vom stabili tot împreună lista de investiții prioritare pe, în funcție, sigur, și de contribuția pe care o vom putea, ca și cofinanțare, să o suportăm la nivel de județ cu toate unitățile administrative electorale care intră în această investiție. În ultimele 6 zile s-a făcut evaluare la nivelul fiecare unități administrative teritoriale cu firma de consultanță, împreună cu primarii, împreună cu prioritățile sau reprioritizarea, să zicem, în funcție de nevoia asta și în funcție de alte finanțări și proiecte care s-au derulat la nivelul unităților administrative teritoriale și care nu aveau legătură cu investițiile făcute prin master planul vechi. Așadar, vă supun spre aprobare acest proiect cu privind cotizația pe 2017. Cine este pentru? Vă mulțumesc. De asemenea, o cotizație pentru 2017 referitor la Asociația pentru Salubrizare Bacău, pentru județul Bacău 450.000 față de 400.000 anul trecut, municipiul Bacău 450.000, municipiul Onești 30.000, rang 3, municipiul Moinești, oraș Dărmănești 15.000, Comănești, Buși, Târgu Ocna 10.000, Stănic Moldova 3.000, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori 1.000, între 3.000 și 2.000 de lei, între 5.000 și 10.000 de locuitori 2.500 și peste 10.000 de locuitori, comunele cu cotizație de 3.500. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. La următorul punct al ordinii de zi. Este vorba de plata cotizației anuale a autorității teritoriale de ordine publică către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2017, care se cere respectarea prevederilor statutului asociației, potrivit cărora membrii acesteia au obligația să achite cotizația în cuantum de 5.000 de lei până la 31 mai 2016 în contul asociației. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău este membru fondator al Asociației Naționale Autorității Publice Teritoriale de Ordine Publică, deține și funcția de vicepreședinte reprezentant al organismului centrale din cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est. Prin hotărârea din 2013, hotărârea Consiliului Județean, a fost aprobată alocarea din bugetul propriu al Consiliului sumei de 5.000 de lei pe an, începând cu anul 2014, pentru plata cotizației a topului ca membru al Asociației Naționale și efectuarea plății cotizației până la 31 mai a anului financiar pentru care este datorat. Având în vedere aceste precizări, vă supun spre aprobare proiectului hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Acum vom aproba, vă supun atenție, aprobarea prețurilor medii la principale produse agricole și al masei verzi de pășuni. Aici valorile sunt propuse din Direcția pentru Agricultură. La greu 0,55 de kilogram, la farea soare 1,20, la porumboate 0,50, rapiță 1,40, masa verde de pășune 0,06. Iar conform articolul 7 din legea 52 privind transparența decizională,
În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune pe site-ul propriu și să-l afișeze la sediu într-un spațiu acest. A fost transmis Cotidianului și a fost afișat Cotidianului Deșteptarea și a fost afișat la sediul Consiliului Județean Bacău. Termenul de punere a propunerilor, sugestiilor sau altor opinii a fost de 22.03.2017. Venim în fața noastră cu acest proiect de supus, care a fost supus de dezbatere publice. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, obține. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 22. Se referă la validarea domnului Ene Constantin Florin, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al tot cu mandatul 2016-2020. Conform articolului 9 din regulament, calitatea de membru al autorității teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa. Situație în care acesta va fi locuit cu altă persoană desemnată cu respectarea procedurilor stabilite de lege și validată în ședința de plen a Consiliului Județean. Prin dispoziția primarului municipiului Bacău, domnul Ene Constantin Florin este desemnat să exerce funcția publică de conducere temporar vacantă de director executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău, începând cu 13 februarie 2007. Pe care, de consecință, domnul Tocelu Beroni nu mai depășește condițiile legale care au determinat validarea sa ca membru al ATU și va fi locuit, în efectul legii, cu domnul Ienu Constantin Florin, care deține în prezent funcția de șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău. Și îl rugăm pe domnul director, dacă este aici, să zice, îl vedeți. Dumnezeu lui este nouul șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău și membru în ATOP. Vă, dacă sunt discut, dar nu vă supun spre aprobare. Cine este pe? Vă mulțumesc. Următorul sau următoarele puncte, ca să zic așa, la ordine de zi, sunt proiecte care demersuri pe care noi trebuie să le facem și decizii pe care noi trebuie să le luăm astăzi, pentru că urmează să fie trimise spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și este vorba de devizul general actualizat pentru obiectivul reabilitare și modernizare drumul județean 119. S-a modificat codul fiscal, care dispune că începând cu data de 1 ianuarie 2007, cota de TVA este de 19%. Și se impune actualizarea de vizul general al obiectivului de investiții, ceea ce am și făcut. Valoarea totală a investiției după actualizarea de vizul general este de 3.774.517.000 de lei. Cam asta este foarte pe scurt. Vă propun să aprobăm devizul general actualizat pentru acest obiectiv foarte important. Cine este? Vă mulțumesc mult. Trecem la următorul, care se referă la drumul județean 123, la fel. E vorba de actualizarea devizul general în urma modificării prin codul fiscal de 19%. După actualizare, devizul general, valoarea devizului general este de 15.995.513.000. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitarea drumului și modernizarea drumului județean 252C Tătărăș-Corbasca. Iarăși este o prioritate pentru județul nostru. La fel, modificarea TVA-ului, cotei de TVA de la 19% și indicatorii care îi aveți în documentație sunt calculați în mod corespunzător, respectând ultimele modificări. Iar valoarea devizului general ajunge la 63.068.381.000 lei. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Un alt drum județean la poduri
același lucru, trebuie să actualizăm devizul în urma modificării TVA-ului, iar după actualizare, valoarea ajunge la 5.651.165.000 lei, vorba de 4,2 km. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Un alt drum județean, este vorba de Ciucat, la Ciucat și vorba de documentația tehnică economică. Valoarea totală a investiției e de 3.774.517.000 lei, iar din toată această valoare, de la bugetul de stat, nu se finanțează suma de 68.821.000 lei, care este detaliată în anex. Și propunem adoptarea unui hotărâre pentru a asigura de la bugetul județului cheltuielile care nu pot fi finanțate de la bugetul de stat. Și vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Drumul de la Dărmănești, la fel, cu Valea Lușului, același lucru, trebuie să aprobăm suma, ne indicim suma care nu poate fi din valoarea totală a investiției, de 5.995.113.000 lei, suma de 237.867 va fi, care e detaliată în anexă, o vom suporta de la bugetul județului. Vă supun atenție. Vă supun aprobare. Cine este? Mulțumesc. Tătărăș-Corbasca, același lucru, din valoarea totală a investiției de 63.068.381, cea care am aprobat mai înainte, suma de 2.488.281, prinsă în anexă, va fi asigurată de la bugetul județului. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Drumul județean 117 poduri, la fel, din suma totală de 15.651.165.000 lei, suma care va fi suportată de la bugetul județului va fi de 472.896 lei. Cine este pentru? Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi se referă la documentul de poziție privind modul de implementarea proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Este vorba de aprobarea actului adițional numărul 2. Actul adițional numărul 1 a fost aprobat, numărul 2, pentru că toate celelalte de la 63 sau 64 până 23 de comunități care au făcut parte din programul sau din proiectul ISPA, municipiul Bacău și cele 22, ne aliniem astăzi, vor intra în aceeași formulă și au fost stabilite câteva modificări și odată cu începerea lucrării de închidere a celulei 1, deșeurile municipale proveniente din județ vor fi depozitate în celula 2 a depozitului conform și toate celelalte reglementări care le aveți aici trecute și o să vin și cu câteva mențiuni. Părțile sunt de acord că aceste instalații de deșeuri să fie date în gestiune directă și operare. Este vorba de o situație acum generată de blocarea licitației privind depozitarea și privind stațiile de transfer care fac obiectul acestei licitații și care de peste un an și jumătate este blocată licitația în justiție fiind contestată. Celula 1 se umple, noi trebuie să fim pregătiți. Anul trecut, vechiul Consiliu Județean a aprobat înființarea unui serviciu județean care să aibă rolul de a gestiona această problemă în perioada până când o să deseneze acest operator în justiție. S-au făcut toate demersurile necesare. Suntem în faza de a obține licența, după care să funcționeze și să avem
să putem depozita în celula 2. Problema astăzi pe care o avem, deci la momentul acesta județul Bacău nu este pasibil de nici un fel de corecții financiare a acestui proiect mare, care a început probabil în 2008-2009. Dar în document de poziție semnat și contractul trebuie semnat de toți, de toate factorii în 2010. Dar problema noastră este următoarea. Doresc ca acest proiect să fie funcțional. Asta înseamnă că acest serviciu public județean și luăm în calcul, am discutat asta în Consiliul Director a ADIS, luăm în calcul și cele două stații de transfer să le facem funcționale până la desemnarea cooperatorului, pentru că asta ar scuti niște numeri de kilometri și se regăsesc în, după aceea în cheltuiala suportată de către UAT-ul. De asemenea, cele două stații de transfer, cele două stații de sortare selectivă, vorba de stația de sortare de la Boinești și stația de sortare de la Bacău prin programul ISPA. La Moinești au început demersurile de anul trecut, în ianuarie au obținut autorizația, deci este în măsură să poată funcționa. Rămâne și cel de la Bacău să fie pus, am avut discuții cu reprezentanții municipalității și cu domnul primar, îl pun în funcțiune și stația de sortare de la Bacău. Rămâne în discuții cea de la Moinești, să facem o evaluare și să vedem ce, care sunt costurile, să o putem pune în funcțiune. Ce ar însemna asta? Ar însemna să reducem foarte mult costurile și tot proiectul să funcționeze. Indiferent când se va termina licitația, vom avea operator sau nu avem acest operator, este vorba de niște costuri foarte mari care nu le putem permite și nu-i din cauza noastră. Noi am fost de bună credință, dar din cauza acestei blocări a licitației, iată că și taxa aceea de 80 de lei pe tonă, care ar trebui să o suportă și să fac demersul la Ministerul Mediului să o reeșamuleze sau să o regândească un pic vis-a-vis de fiecare proiect în parte. Dar avem nevoie aici de un răspuns al Ministerului Fondurilor Europene că putem opera pe celula 2 cu serviciul public județean fără să avem, aceste corecții financiare. Pentru că e o situație în care este, nu este dependent de voința lor. Noi am avut tot ceea ce toate demersurile care trebuiau. Dar, repet, dacă prin serviciul public județean și intervenția celor două municipalități sau trei și municipiul Onești s-a dus la acest, să-l punem în funcție, am face proiectul funcționant, la urma urmei, ăsta este obiectivul principal. Dacă proiectul funcționează, nu ar trebui să fim pasivi de niciun fel de corecție. Altfel, acele utilaje stau de 2 ani de zile, nefuncționale, vă dați seama ce ar însemna să le repui în funcțiune. Schimb baterii, schimb ulei, știu, bricoarte, felul de benzi și așa mai departe. Deci, cu cât mai drenează și le ținem în conservare, cu atât costul probabil o să fie în ce în ce mai mare. Așadar, vă supun spre aprobare actul acesta adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare al sistemului de management al deșeurilor. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pe? Vă mulțumesc. Următorul punct se referă la o reabilitare termică. Aici apare pavilion asistați, pentru că așa apare în inventariere, în documentele de inventar. Dar este vorba, de fapt, despre Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică Dărmănești, care aparține în domeniul public al județului Bacău, prin trecerea din domeniul privat al statului și aflat în administrarea Ministerului Economiei, în domeniul public al județului și la administrarea Consiliului Județean Bacău. Așa cum rezultă din proiectul transmis spre aprobare, necesitatea și oportunitatea executării lucrurilor de interes este determinată de realizarea condițiilor de confort, eliminarea completă a riscului de condens și de reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor de acolo. Auditul energetic impune luarea unor măsuri de îmbunătățire a performanțelor energetice ale clădirii, atât la nivelul ambelor, cât și la nivelul instalațiilor interioare, electrice, iluminare, încălzire și apă caldă în
ce sunt detaliate în documentația pe care dumneavoastră aveți la mare toate acele tipuri de lucrări care, sau de intervenții care trebuie făcute. Conform de vizului general, valoarea totală a lucrărilor a fost evaluată la 1.120.242 lei, inclusiv TVA-ul, din care lucrări de construcții montaj 810.000 lei. Vă supun spre aprobarea acestei documentații pentru a face următorul pas ca să și putem realiza. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Vă mulțumesc! Cred că în aceiași termeni și reparații în cartare de la clădirea Centrul Școlar 11, de fapt, este clădirea, este fost la fel, apare în inventar Centrul Școlar, pentru că acolo a fost Centrul Școlar de Reeducare, pe vremuri. Astăzi este Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 1. Și necesită cu siguranță reparații capitale, pentru că clădirea e construită în 1970 și este vorba de intervenții care nu vor afecta construcția din punct de vedere structural, deci și nu pregătea siguranța și stabilitatea clădirii. E un deviz general care are o valoare totală a investiției de 4.136.064 lei, inclusiv TVA, din care lucrări de construcții montaj 3.107.921 lei, inclusiv TVA. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiect de investiție. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Următorul punct al ordinii de zi se referă tot la acest obiectiv de investiții, reparații capitale, clădiri, centru școlar. Noi urmează să mergem cu el ca și sursă de finanțare pe axele din Agenția pe regiunea Nord-Est, axa de eficientizare energetică a clădirilor. Și finanțarea acestui obiectiv este de 4.136.000 și se defalcă astfel. 3.957.204.000 pentru care se suportă de la bugetul de stat prin program de finanțare și sunt cheltuieli eligibile și 178.819.000 lei pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat sunt cheltuieli neeligibile. Și vă supun spre adoptare pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul programului național. Să le suportăm de la bugetul județului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Acum am să rog pe domnul vicepreședinte Gheorghiță Marius să prezinte următoarele două puncte în ordine de zi. Vă rog, domnul vicepreședinte. Vă mulțumesc mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de public cât de transport public județean de persoane pe impuse regulate speciale. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu special pe traseul Bacău-Buchila pentru operatorul de transport secelan SATA SBOMSRL Bacău, în baza contractului încheiat cu Primăria Comunului Nicolae Dăncescu pentru elevi, profesori și alte persoane pentru o perioadă de 2 ani și 6 curse pe zi. Traseul Bereș-Bistrița-Bacău-Temeiuș și traseul Bucuș-Temeiuș pentru operatorul SC Euroacva SRL Bacău în beneficiul societății SC Vimecarties Europe SRL Temeiuș în vederea transportului unei persoane, unui număr de 163 de angajați pe cele două trasee din
pentru o perioadă de 12 luni prin 3 curse pe zi. Solicitanții au depus documentația prevăzută de lege, s-au înregistrat avizele favorabile ale REBACLU, având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizei și aprobării acest proiect de hotărâre. Domnule președinte, vă rog să puneți la vot. Vă rog, stimați colegi, dacă sunt ceva intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, vă rog și pentru următorul să prezentați expunerea de motive. Da, mulțumesc mult. Acest proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane, servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene. Având în vedere în perioada ianuarie 2017, februarie 2017, s-au înregistrat solicitări de actualizare a programului județean de transport transmise de Primăria Comunei Orbeni pentru traseele Bacău Orbeni, Bacău Scurta și operatorul de transport SC Danger SRL Bacău pentru traseul Bacău Dealul Nou. Ca urmare a unor reclamații înregistrate la Primăria Comunei Orbeni și a Consiliului Județean Bacău privind modul de prestare al serviciilor de transport persoane în municipiul Bacău, a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanții ai autorităților locale. Principalele aspecte au creat nemulțumiri în rândul cetățenilor, se referă la capacitatea de transport insuficientă, nerespectarea programului și comportamentul conducătorilor auto. La finalul întâlnirii s-au stabilit pașii ce trebuie urmați astfel încât serviciul de transport oferit cetățenilor Comunii Orbeni să fie de calitate, flexibil și adaptat în permanență nevoilor de deplasare a populației. Pe traseul județean 28 Bacău Dealul Nou, Comuna Sărata, se propune eliminarea unor curse care circulă în zilele de sâmbătă și duminică, precum și modificarea orelor de plecare din stațiile de capăt. Pentru Orbeni se introduce o cursă Orbeni Răcăciuni și se vor lua măsuri pentru respectarea noului program de transport 2014-2019. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizei și aprobării proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Dar și eu mulțumesc dacă sunt intervenții cu mașina acestui material. Dacă nu, vă supun spre aprobare și este pentru. Vă mulțumesc. Următorul punct al orei de zi, îl rog pe domnul consilier Comunescu, președintele ATOP-ului, să prezinte raportul. Domnule președinte, stimați colegi, raportul care face obiectul informării a fost dezbătut și asumat în ședința ATOP din 10 februarie. Documentul ați primit la voastră, și pe urmare voi prezenta doar câteva concluzii rezultate din dezbaterile care au avut loc. Concluzia principală care s-a reținut în ședința ATOP este că în anul 2016 acțiunile de poliție în marea lor majoritate au fost eficiente și au influențat pozitiv ordinea și siguranța publică în județ. Pot prezenta argumente, dar cred că dumneavoastră atingea documentul și sunt suficiente date prezentate în acest document care sublinează și confirmă această concluzie. Vreau doar să prezint un aspect care a fost semnalat și în ședința ATOP și anume că în anul 2016, față de anii precedenți, acțiunile de poliție au pus un accent mai mare pe prevenția faptelor infracționale. Și am să dau doar câteva exemple. A crescut prezența echipelor de patrulare în mediile de interes operativ și îndeosebi în zonele de risc criminogen. Se poate de asemenea afirma că în această perioadă efectivele destinate pentru patrule au crescut în mod evident față de anii precedenți. De asemenea, a crescut gradul de siguranță rutieră prin dirijarea sau supravegherea punctelor cu trafic intens și prin funcționarea de posturi fixe de control
și supraveghere. Numărul infracțiunilor sesizate contra partei bunului public au fost diminuate și datorită utilizării în mai mare măsură a sistemelor tehnice de alarmare și a camerelor de supraveghere. Pozitiv este de asemenea faptul că s-a reușit o mai bună colaborare în acțiunile de prevenție cu poliția locală și cu efectivele ISU și de jandarmerie. Ca barometru de eficiență este faptul că 11,4% din infracțiunile săvârșite în anul 2016 au fost descoperite în flagrant, neconsumându-se efectul infracțional. Au fost de asemenea sesizate și unele acțiuni mai puțin performante, din care evidențiez. A crescut criminalitatea sesizată contra persoanei cu 3,5%, însemnând un plus de 174 de fapte. Există în evidență încă un număr mare de fapte infracționale cu autori neidentificați. Se menține încă mare numărul de infracțiuni rutiere, unele cu consecințe deosebite, soldate în anul 2016 cu 59 de persoane decedate și 257 de persoane rănite grav. Aceste neajunsuri sunt acceptate ca neîmplinirea unităților de poliție, dar trebuie acceptat și adevărul că nu toate țin de poliție. Nu facem nimănui imputații, dar este corect să semnalăm un fenomen și anume că multe din accidentele de circulație se datorează și faptului că foarte multe drumuri sunt greu practicabile, unele sunt iluminate insuficient și în mod deosebit datorită faptului că în multe localități cu trafic intens nu există trotuare, se circulă pe carosabil, iar uneori în grupuri mari, iar iarna mult către axa drumului. Multe din infracțiunile sesizate, care încarcă foarte mult agenda de lucru a poliției, vizează scandaluri în familie, între grupuri pe timpul consumului excesiv de alcool sau în afaceri dubioase. Aici, intervențiile trebuie făcute din mai multe direcții, prin corelare cu autoritățile locale, cu instituțiile de învățământ, religioase, asociațiile profesionale, iar în cadrul discuțiilor s-a făcut și propunerea de a interveni și prin Comisia de Dialog Social. Un alt aspect pe care îl semnalăm pentru cunoașterea realității, nu pentru scuză, îl constituie faptul că în prezent structurile de poliție au deficite mari în cadrare cu personal. Prin pensionare au plecat în sistem un număr mare de persoane cu funcții de comandă și cu experiență în domeniu, iar școlarizarea și pregătirea profesională trebuie să acceptăm că cere timp. În final, noi considerăm că raportul care a fost redactat și care urmează să fie dat publicității este un raport echilibrat din toate punctele de vedere, iar neajunsurile care au fost semnalate și care sunt și altele care sunt în conținutul raportului, vă asigurăm că ele sunt deja acoperite cu acțiuni din planul strategic de 2017, iar despre modul cum aceste acțiuni vor fi derulate, vom informa cu potrivit obligațiilor care le avem trimestrial. Este prezent și domnul șef al Inspectoratului de Poliție Județean, domnul Chestor Vasile Ochișan. Dacă sunt probleme care necesită și alte explicații, să vă stăm la ție. Mulțumesc, domnul Murescu. Dacă mai sunt și alte intervenții în marginea materialului, dacă nu, vă mulțumim mult pentru sinteza prezentată a publicității și dorim și domnului Chestor și întregii activități de la ACNUC un an cu cât mai puține ne dorim. Trecem la punctul diverse. Sunt două puncte la diverse și după aceea am punctul la diverse, două puncte care au același punct comun, să zic așa, în urma vacantării postului de director. Mulțumim, domnul Chestor. În urma vacantării postului de director general Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, doamna director generală adjunctă a fost
numită și prin delegare director general până la scoaterea postului prin concurs, după trecerea celor 6 luni de zile, conform prevederilor legale, postul a fost scos la concurs. Dumnezeu, obținând rezultatul de admitere, a câștigat examenul și venim în fața dumneavoastră pentru a o numi ca director general. Este colega mea din 2005, cred că, în 2005, 12 ani de zile. Și cunoaște foarte bine problemele din interiorul direcției, de altfel, întreaga echipă de acolo, oamenii care i-am format în atâția ani de zile, o echipă de profesioniști, tine, și am încredere în ceea ce trebuie să gestionez, că nu este o instituție de loc ușoară și anul acesta cred că va fi un an nu foarte ușor, pentru că anvelopa salarială o să afecteze oarecum bugetul și mă refer aici la partea de dezvoltare de anumite proiecte. Deci așadar, vă supun spre aprobare încetarea raportului de muncă al directorului general adjunct asistent social al direcției generale de asistență socială și protecție copilului Bacău, pentru că nu aia a fost avut hotărâre, și vă supun spre aprobare încetarea raportului de muncă, dar cine este pentru? Mulțumesc! Și cel de a doua expunere este vorba de proiectul de hotărâre privind numirea directorului general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. O cunoașteți, doamna director, vă rog să vă ridicați, indicare poate cineva care nu vă cunoaște. Doamna director Daniela Sățaru este licențiată a Facultății de Știință și Ingineria Materialelor din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Sarche, precum și a Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității Vasile Alexandrei din Bacău, în domeniul psihologiei, cu master în bunăstarea copilului și a familiei politici și servicii sociale, management și legislație și industrie, administrație și servicii, așa cum v-am spus, are o vechime în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și o experiență în funcție. Vechimea în domeniu este mai mare, experiența în funcție este de peste 10 ani de zi. Și vă supun spre aprobare de pentru numirea. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Nu merge microfon. Nu vrea să... Eu vreau doar să fiu fericit. Echipa tehnică, vă rog să rezolvați problema. Chiar aici la mine, nu? Eu vreau doar să felicit din tot sufletul, să-i urez succes. Este o bună alegere, are experiență în muncă, a dovedit de-a lungul anilor, este energică, este hotărâtă, are și o echipă foarte bună acolo, iar dumneavoastră ați avut grijă ca de-a lungul anilor să vă formați acolo un colectiv foarte bun și doamna Țițar este una dintre persoanele cu care ați lucrat și care a avut de învățat și de la dumneavoastră în această perioadă multe probleme. Sunt convinsă că va avea rezultate dacă va ști să-și mobilizeze întregul colectiv în felul acesta să ducă mai departe unele rezultate pe care dumneavoastră le-ați avut în lucrurile. Mulțumesc mult, doamna consilier Marte Șopune, foarte mulți ani din Consiliul Director, din partea Consiliului Județean. A fost reprezentant în Consiliul Director la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cunoaște foarte bine activitatea. De altfel, noi singuri și domnul consilier Olteanu a făcut parte din și doamna Coșa. Și vă mulțumim mult pentru sprijin și pentru demersul pe care le-ați făcut în proiectele pe care le-a demarat direcția. Doamna director, mult succes în noua funcție. Da. Dacă mai sunt alte... Domnul consilier Olteanu, vă rog. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă colegi să ai de vreo 50 minute. Domnilor, de respect pe declarat, vă rog. Vă rog.
Vreau să mă refer încă o dată la situația codului, pentru că mie mi se pare un problem foarte, foarte grav și trebuie să facem ceva pentru asta. Nu să ne limităm la a lua cunoștință la fiată. Știți foarte bine, am făcut acel memoriu, vin citesc acum în ideea că vă voi convinge să semnați, cel puțin grupul de liberare va semna acest memoriu, dacă alți colegi nu pot să-l semneze. Nu, domnul consilier, nu a fost vorba de așa de la toată lumea, știu că aveți să semneți acel și chiar l-a semnat, cred, în majoritate. Deci nu se pune niciun fel de problemă, și în sensul cea. Deci vă rog frumos, alăturați, faceți demersul în continuare, când vine domnul ministru al transportului la Bacău, vom discuta punctual și sper să avem și rezolvat. Până atunci nu stăm. Până atunci facem demersurile necesare ca domnul ministru când vine aici să avem și o soluție în sensul ăsta. Pentru că cea mai bună și cred că cea mai ușoară ar fi ca Ministerul Transportului să aibă lucrări de reparație. Altfel îi trebuie documentație și durează câteva luni de zile. Dar nu e semnat. Dar și-au semnat toți. Toți poți să au semnat. Să înțeleg când vine Ministrul Transportului în mâna să cea memoriu să vă vedem. Până atunci. Până atunci. Dar mai așteptăm între 3 săptămâni. Până atunci. Măcar trebuie să sigur că da. A doua problemă se referă la serviciul de alimentare cu apă și canalizare din Onești și din județul Bacău. După cum știți, ați aflat, că vă informați ca și consilier județean, în timp real, în decembrie anul trecut, așa intempestiv, primăria Onești a preluat în posesie serviciul de alimentare cu apă, după 17 ani de dispute juridice. Imediat, pentru că trebuia asigurată continuitatea serviciului, au încredințat unei societăți publice, societatea la care Consiliul Local Onești este unic asociat, au încredințat acest serviciu. Administrația locală, primarul, în special, în disperare, a căutat soluții și a organizat o dezbatere publică la care a invitat Consiliul Județean, contul reprezentanți ADIN, reprezentanți CRAD, partide politice. Am participat la acea dezbatere împreună cu domnul administrator public, domnul Parea, și ideea care s-a făcut această dezbatere, ei credeau că se rezolvă singur problema. Inscriere în ADIN, preluarea sistemului și a serviciului de către CRAD și apoi continuăm. Căderea prețului la apă, investiții și așa mai departe. Din păcate, din perspectiva inițierilor acțiunii investiției de către postul, posesor, proprietarul este posesor al rețelei de alimentare cu apă, CRAD-ul și-a declinat capacitatea de a prelua acest serviciu și sistemul. Pentru că motivează deși, ar pune în pericol întregul program finanțat prin fonduri europene, așa cum s-a întâmplat și în 2010-2011. În aceste condiții, administrația locală a trimis o scrisoare de intenție tuturor operatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare din țară, invitându-i să vină la Onești să găsească o soluție să preia sistemul. Au răspuns la această scrisoare de intenție cei mai mari, primii doi operatori din țară. Societatea Raja ESA Constanța și Apa Vital ESA Iași. Primarul, în ideea transparenței și a implicării tuturor forțelor politice, responsabile și prezente în Consiliul Local, a invitat în vizite de la acest operator reprezentanții tuturor partidelor. Am participat delegat de către organizația liberală Onișteană, am participat în aceste vizite și vreau să vă prezint concluziile acestor vizite. 1. Atunci când se face cu profesionalism activitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare poate fi profitabilă și poate asigura venituri care să se ducă la investiții viitoare, la dezvoltarea societății. Și să vă spun, la Iași
societatea a făcut investiții din fonduri proprii de 44 de milioane de euro. Sumă considerabilă. Apoi, ambele societăți sunt preocupate de a se extinde, pentru a se pregăti pentru momentul când vor veni către noi mari operatori europeni. Deocamdată nu suntem interesați, suntem prea mici. Sunt 43 de operatori în țară, dar cu timpul se vor agrega și e posibil să vină alții mari, știu eu, ne trezim cu Berlin Water și altă companie care vine și pe ea serviciu. O altă concluzie. Ambele societăți sunt interesate să preia serviciul și sistemul Oneștean. Nu știu, au și trimis deja echipe de specialiști cu juriști, cu tehnicieni în hidrotehnică și în instalații, care se facă auditul sistemului și al serviciului pentru a le prelua. În aceste condiții, cred că cei de la CRAP ar trebui să reanalizeze posibilitatea de a prelua serviciul și sistemul de la Onești. Nu cred că cei de la Constanța sau de la Iași o fac pro bono. Nu cred că își se expun în asemenea măsură încât să-și afecteze activitatea lor. Apropo de extindere, Raja Constanța asigură servicii de apă, de alimentare, vapor și canalizare în 7 județe. Au ajuns până la Brașov. Orașul Predeal are serviciile asigurate de societatea de Constanța. Cei din Iași, bine, ei au strategia de a lua ce e mai bun, așa cum se spune, cireșele coapte din coș. Cei de la Iași asigură servicii pentru 4 județe. Tangențial, chiar ei sunt cam la jumătate din dimensiunea Constanței. Dar acum se extind peste tot. Deci vor să asigure serviciile la Ungheni și la o aglomerare de 100 de mii locuitori și locuri. Deci iată ce se întâmplă în domeniu. Dobăzirea se vede la Unești, că am depășit pe care ne se vă spuneam ce se întâmplă. Am ajuns în Moldova, că am pasărat. Deci vă spuneam ce recomandare aș avea de TECRAP să revizuiască atitudinea, să mai analizeze odată dacă poate trebua. Ar fi de dorit să preia. De asemenea, vreau să reamintesc un lucru. Noi ne-am obligat, la Unești, să realizăm stația de curare, cu o contribuție de 90%. Până acum am invocat motivul imposibilității cu administrații locale de a preda stația veche. S-a întâmplat acest lucru, odată cu preluarea de la Apă Canal, urmează intabularea și după intabulare nu o să mai putem invoca acest motiv. Trebuie să găsim resurse financiare, nu știu cât are județul, ne teamă că nu sunt suficiente. Dacă putem apela la o finanțare pe PNDB, nu știu ce altă soluție de găsit, dar trebuie făcut, pentru că ați văzut la noi, taxa de infringement a fost stabilită. 174.000 de euro pe zi pentru țară. Să ferească Dumnezeu să fim în situația de a plăti și noi o taxă de infringement. Da, mulțumesc și eu. E de actualitate și este urgența, numărul unu, și această problemă legată de apă. Să știți și mă bucur că sunteți ancorat așa în realitate acolo. Din păcate, dumneavoastră a spus consilier și în mandatul trecut ar fi trebuit probabil să vă apăsați din trecut, pentru că toate chestiunile astea vin din trecut. Sunt chestiuni juridice. Și acum, chiar dacă dorești Crabă să o preia, nu poate să o preia din. Și știți foarte bine că este un proces acum în instanță. A fost reprezentantul nostru acolo, la dezbatere, sigur sunt foarte mesuri. Mâine știu că este o întâlnire programată la CRAP, tocmai pe acest subiect, de a mai face încă o dată o evaluare și să vedem, din punct de vedere juridic, cum putem să facem acest lucru. Legat de pierdere, și asta e vorba de investiții, știm foarte bine. Iar stația de curare, sigur, este un obiectiv pe care l-am preluat, pentru că din 2010, în 2011, s-au făcut demersurile necesare, s-au parcurs niște etape, am identificat și resursa, o să discutăm acest aspect tehnic. Domnul administrator public, Palea, vreți foarte scurt, dacă mai vreți să ați fost acolo.
Și doamnă. Aș putea, aș vrea să vă aduc la cunoștință ce mi-a spus domnul consilier și l-aș completa. La acea ședință, administratorul SC Apu Canal, domnul Furtună, o furtună, da, vorbea ca o furtună, așa, vorbea, dânsul, cred că vorbea ca persoană fizică, pentru că una spune administratorul, una spune administratorul societății, alta spune acționarii, ca o paranteză, vis-a-vis de a cumpăra crapul acțiuni la societatea Apu Canal și eu am propus ca membru Consiliului Administrației la CRAP cumpărarea acestor acțiuni vechii conducere a CRAP-ului. Mi s-a spus că nu se pot cumpăra acțiuni la societăți private. Acum vedem ce va urma. Eu am solicitat și noului director general de la CRAP să mai urmărească și el această soluție. Eu cred că este foarte important pentru compania de apă de a se extinde, cum spunea și domnul consilier, și alte companii în țară, mai ales orașul Constanța, e un exemplu care s-a extins foarte mult. Iar pe de altă parte, noi urmărim în continuare acel contract de asociere care a spus, a amintit domnul consilier, de a fi pus în practică. Căutăm să identificăm soluții financiare. La urmă, aici este problema, costurile acestei stații de lucrare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul consilier. Vedeți toată deschiderea noastră să ne alăturați. Aveți mai mult decât atât. Aveți doi membri în Consiliul, din cei cinci, doi sunt din, să zic așa, din familia politică de la dumneavoastră. Deci, nu avem niciun motiv decât să găsim și juridic, și financiar, soluțiile cele și cele mai rapide. E adevărat, cei 40 și ceva de mii de locuitori cât sunt astăzi în Oleș, nu au nicio vină pentru ceea ce probabil s-a întâmplat în istorie, de aici a plecat. Uite, vedeți, mai devreme sau mai târziu am ajuns aici, ceea ce nu s-a referitor la SCA Canal. Mulțumesc, dacă mai sunt intervenții, dacă nu, doamna Ivanov, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că astăzi s-au discutat pe ordinea de zi mai multe proiecte cu privire la reabilitări și modernizări de drumuri, aș vrea să vă aduc la cunoștință, deși știu că problema este cumva cunoscută în mare parte, necesitatea reabilitării și modernizării drumului DJ-116C. Este vorba de cel care leagă orașul Târgu Ocna de Muntele Mântura sau de Mănăstirea, Mântura mai precis, Mântura Ocnei și despre Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial cu mesajul noi ne-am făcut datoria, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Deci ar urma și datoria noastră să reabilităm acest drum, având în vedere că Târgu Ocna este oraș stațiune și că în 2017 vor avea loc evenimente legate de împlinirea 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, 11, 12, 13 august, pentru cei care doresc să rețină datele, le vom mai face publice în acel moment. Aceste lucrări ar consta în consolidări de maluri și un covor asfaltic pe un drum de aproximativ 2460 de metri liniar, din care 320 de metri liniar sunt în administrația local. Sunt ai orașului Târgu Ocna. Rugămintea rămâne, pentru că vin și aceste evenimente, la Mănăstirea Mântura Ocnei, probabil mulți dintre dumneavoastră ați vizitat-o, sunt aproximativ 100 de viețuitori, așa cum își spun dumnealor, în frunte cu Părintele Epifanie, care este fondatorul acestei mănăstiri și care îi se datorează multe de lucrările de acolo, sau foarte majoritatea.
Iar ultimele reparații au avut loc în 1999, care au constat în asfaltări și mici reparații. Dacă în această primăvară vor fi ploi abundente, riscă la un moment dat drumul să se întrerupă și a afecta și o parte din clădirea proaspăt renovată, unde este masa praznică, casa praznică. Da, mulțumesc. Cam atât aș fi putut dezvolta foarte mult subiect, dar având în vedere necesar, având în vedere timpul. Doamna consilier, am chiar vineri am discutat cu primarul orașului Târgovna. Chestiunea printre celelalte obiective, ăsta a fost unul din obiectivele care le-am discutat. Sunt două soluții aici. Una, fie intră în ordinea, știu, priorităților, drum județean și să mergem pe PNDL la drum județean, dar aici sunt foarte multe, o să discutăm, fie, și dumnealui a luat în calcul acest lucru, îl dăm din administrarea județului în administrarea locală și Programul Național de Dezvoltare Locală și îl facem foarte repede acolo. Deci sunt astea două variante, le discutăm. Nu intră pe prima, îl preia comunitatea locală și îl face pe PNL. Deci, astea sunt, știu, e într-adevăr o prioritate, e într-adevăr, sunt 100 de ani, sunt numărul de turiști care cresc de la an la an, numai anul trecut au fost peste 230.000 de turiști în Târgu Ocna, înregistrați, ca să zic așa, și asta e un lucru foarte bun. Mulțumesc mult! Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă rog să vă permit să declar închise și vă mulțumesc pentru